Știi, în urmă cu ceva vreme am început să citesc poezii. Se mai întâmplă să și compun din când în când. Uite, am citit despre Arpagic, motanul stăpân într-o grădină unde animalele citesc, păsările au emoții, fluturii au idei, iar legumele sentimente. Îți recomand și ție lectura lor în Întâmplări din grădina mea. Și acum hai să exersăm proprietățile înmulțirii. Pentru fiecare provocare pe care o rezolvi corect, Arpagic va primi un bol cu lapte. Să vedem dacă motanul nostru rămâne flămând sau se satură. Rezolvă exercițiul, apoi spune ce proprietate a înmulțirii ai recunoscut. Ai dreptate, nici nu mai e nevoie să calculezi. Rezultatul este 0. Așa este. Dacă unul din factori este 0, produsul este 0. Pentru că ai răspuns corect provocării, motanul nostru a primit un bol cu lapte. Privește cu atenție și spune ce proprietate a înmulțirii este reprezentată alăturat. Așa este. Dacă unul din factori este 1, produsul este celălalt factor. Locul preferat de joacă al lui Arpagic este între straturile de flori. Acum s-a oprit pe marginea grădinii, nedumerit. Pe o latură a numărat 19 rânduri a câte 4 lalele, iar pe cealaltă a numărat 4 rânduri a câte 19 lalele. Câte lalele sunt oare în grădină? Așa este, ai gândit corect. 4 ori 19 este egal cu 19 ori 4, este egal cu 76. Ai putea să spui oare ce proprietate a înmulțirii ai recunoscut? Ți-ai amintit? Dacă schimbăm ordinea factorilor, produsul rămâne același. Bravo! Motănelul nostru mai primește încă un castronel cu lapte. Am găsit aceste calcule în notițele grădinarului. Pentru că el are treabă în grădină, fă-i o surpriză și calculează tu. Grupează convenabil factorii pentru a calcula rapid, dar repede, repede că vine grădinarul! Cinci ori 2 egal cu 10, 217 mulțit cu 10 egal cu 2170, 4 ori 5, 20 înmulțit cu 35 este egal cu 700, 9 ori 6, 54 și 2 ori 5 egal cu 10, 54 înmulțit cu 10 egal cu 500. 40. Cu siguranță ai obținut la fel. Iar motănelul nostru mai primește un castronel cu lapte. Fermierul calculează numărul de animale.
știind că are trei adăposturi cu câte 28 de căprițe, trei adăposturi cu câte 72 de găini și trei adăposturi cu câte 45 de iepurași, ajută-l să calculeze mai repede numărul total de animale. Pentru că 3 era distribuit la fiecare număr, ai putut să scrii 3 ca factor comun pentru suma din paranteză. Apoi ai calculat ușor. Și acum o provocare pentru tine. Crezi că poți aplica aceeași proprietate a înmulțirii și la scădere? Se poate. 5 a fost distribuit pentru numerele 184, deci 5 poate deveni factor comun pentru numerele care de data aceasta se scad. Arpagic așteaptă și primește încă un castronel cu lapte. Acum nu îi mai rămâne decât să se așeze la căldură și să toarcă mulțumit că are provizii, pentru că tu ai știut să aplici proprietățile înmulțirii. Felicitări!